Apar detalii emoționante în cazul copilei de 2 ani care a dispărut în pădure după ce mama ei a lăsat-o nesupravegheată. Câinele familiei de care fetița era nedespărțită a ținut-o departe de pericole în cele 8 ore petrecute în sălbăticie. A fost salvată tot de un patruped, câinele polițist Ref, după ce mama ei, băută bine, ar fi uitat de ea după o ceartă cu concubinul. Halucinant este faptul că femeia nici măcar nu și-a amintit locul în care și-ar fi pus fetița să aștepte. Ana a scăpat teafără din aventura periculoasă și a ajuns acum în grija unui asistent maternal. Aici au lăsat-o, aici a lăsat-o aici și a mers până aici în vară. Da, în câmp, în câmp, aici s-a mai avut niște documente. Păi am feriat toată zona. Iar după amiază, femeia s-a certat cu concubinul și, orbită de furie, a plecat de acasă cu tot cu fetița de 2 ani. La scurt timp s-a întors la locuință să ia câteva haine, fără copilă pe care ar fi pus-o să aștepte în pădure. Singură și speriată, cea mică s-a rătăcit, iar după apariția polițiștilor, mama nici măcar nu își mai amintea cu exactitate locul în care și-a lăsat copila. Memoria a lăsat-o probabil din cauza paharelor cu vin pe care le consumase în urmă cu puțin timp, spune primarul localității. Copilul l-ai lăsat tot acolo pe pătură? Da, pe pătiaca mea, pe asta am lăsat-o. Da. Asta am lăsat-o în curs și m-am dus să-mi iau actele și cu ghiozanul ei. Atât. Da, da, da. Ai mai fost vreodată cu copilul în pădure? Da, am mai fost la roținele, dar am fost activ. Și să iasă, să plece? Nu, stătea lângă mine. Am fost dezinformați de mama copilului. În ce sens? Locația unde a pierdut copilul. Locația și... Ne spunea odată o variantă, până o altă variantă. Da. Credeți că era băută? Logic, normal. Sacii s-au găsit, i s-a găsit o sticlă cu țuică. Ea a spus că a băut vin. 60 de jandarmi, polițiști, pompieri și săteni în frunte cu primarul au periat pădurea în căutarea copilei. Ne împrăștiem în linie și mergem tot așa. Da? După aproape 3 ore de căutări disperate, Ana Maria a fost găsită teafără de câinele polițist Ref. 8 ore a stat copila în pădure. Așa, așa. Picioarele că... Câinele familiei, ursul, este cel care a păzit-o pe copilă în tot acest timp. Tot el a dat semnalul către câinele polițist care le-a luat urma și astfel fetița a fost salvată. Am luat un articol vestimentar de la copil cu care a mai fost îmbrăcat, am dat miros câinelui, am plecat primii în căutare spre pădure, luând mirosul ne-am deplasat până malul apei Teleajă. Acolo am găsit copilul, era cu picioarele în noroi, cu un câine lângă, câinele a lătrat. Ne-am deplasat, am luat fata. Trăim în Dumbrava minunată a lui Sadoveanu, nu? Numai că Lizuca lui Sadoveanu din povestea Dumbrava minunată, la noi o cheamă Ana Maria. Iar pe cățelul Patrocle, la noi îl cheamă Ursu. El a stat lângă Ana. Da. E și colantul micul negru care ne-a apărut acasă. El mi-a păsit-o. Tatăl Anei are însă o altă variantă a poveștii. Omul crede că soția lui ar fi adormit în casă, moment în care copila ar fi plecat spre pădure însoțită de cei doi câini ai familiei. Ori vina mea, ori vina ei. Deci eu cred că nu sunt vinovat la chestiile astea ce a făcut ea ieri. Ursul îi simte acum lipsa copilei, însă cea mică nu se va mai întoarce acasă, pentru că statul a considerat că părinții nu sunt în stare să o crească. Pentru că s-a constatat că în familie nu există condițiile corespunzătoare creșterii și îngrijirii, s-a dispus plasamentul în regim de urgență la asistent maternal profesionist. Copilul a fost preluat de la spitalul de pediatrie în cursul acestei zile. Ana a ajuns astfel în aceeași situație cu cea a celor 4 frați a ei, luați și ei din brațele mamei în urmă cu 5 ani, tot din cauza neglijenței.